Să ai internet pe telefon sau tabletă a devenit un must-have. Realizăm că, pe zi ce trece, devenim tot mai dependenți de conexiunile de date, de rețelele sociale, de e-mail-uri și update-urile de pe web. De la tehnologia 3G am trecut peste noapte la 4G, iar în curând vom ajunge să descărcăm date cu 10 GB pe secundă, prin intermediul tehnologiei 5G. Asta va însemna, de exemplu, că vom putea descărca un film de pe internet într-o secundă. Potrivit gadgetreport.ro, japonezii lucrează deja la această tehnologie, ce va fi lansată cel mai probabil cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2020. NTT Docomo, KDDI și SoftBank, trei dintre cele mai importante companii de telecomunicații din Japonia, au dezvoltat un grup de lucru în care au cooptat Panasonic, Sharp și Fujitsu, scopul fiind acela de a găsi cele mai bune soluții pentru ca 5G să ajungă cât mai repede pe piață. Viteza incredibilă de transfer de 10 GB pe secundă va permite dezvoltarea la scară largă a serviciilor de streaming în format 4K. Tehnologia 5G va permite, de asemenea, dezvoltarea mașinilor inteligente, a electrocasnicelor conectate la web și, în general, a transferului de date la un nivel fără precedent, astfel încât accesul la informație va deveni instantaneu, indiferent de unde l-accesezi. Mii de utilizatori de Twitter au căzut în capcana unor escrocherii care le promit mai mulți fani, în schimbul credențialelor de autentificare în rețea. Un grup de infractori a exploatat platforma de autentificare a rețelei TweetDeck și secțiunea Trends, anunță Bitdefender. Escrocii, care ar putea fi din Turcia, profită de nerăbdarea utilizatorilor de a câștiga vizibilitate pe platformă. Cei care accesează opțiunea gratuită obțin imediat 20 de fani care îi urmăresc pe Twitter, utilizatori legitimi sau profiluri false care fac parte dintr-o rețea de tip bot. Ei sunt abonați automat la sistem, fără a li se cere permisiunea, devenind la rândul lor fanii altor 100 de utilizatori. În urma acceptului dat de utilizatori, escrocii obțin datele de autentificare ale contului de Twitter. Bitdefender sfătuiește utilizatorii păcăliți să dezinstaleze TweetDeck și să reautorizeze apoi aplicația. Taiwanezii de la HTC au lansat oficial versiunea din plastic a modelului HTC One. Botezat E8, noul model vine cu specificații tehnice apropiate de modelul vedetă, însă la un preț ceva mai mic. Smartphone-ul vine cu același ecran de 5.5, 1080 de pixeli, ca și pe One M8. Principala deosebire constituind o carcasă din plastic în mai multe culori, de la negru, alb, la albastru și roșu cu un look lucios. HTC One E8 are aproape aceleași dotări tehnice, procesor de 2,5 GHz, Snapdragon 801, 2 GB de RAM, o cameră frontală de 5 megapixeli, difuzoarele Boom Sound, sistemul Motion Launch, prin care poți controla telefonul fără atingeri și, nu în ultimul rând, modelul Extreme Power Saving, care crește autonomia bateriei de 2600 mAh. O deosebire importantă este înlocuirea controversatei Duo Camera cu una simplă, de 13 megapixeli. HTC One E8 va fi lansat în această lună în Asia. Taiwanezii nu au anunțat pentru moment nicio informație despre lansarea pe piețele internaționale, inclusiv în România. Despre preț, niciun detaliu. Experții estimează că acesta va fi cu siguranță mai mic decât cel al HTC One M8. Apple a prezentat noul sistem de operare iOS 8, ce va echipa în curând telefoanele iPhone și tabletele iPad. Software-ul vine cu o multitudine de inovații și aplicații interesante. Prima care ne-a atras atenția este noul Notification Center, inspirat din meniul OS X Mavericks. Acesta include o interfață redesenată care permite utilizatorilor, printre altele, să răspundă instant unui mesaj prin swipe down și să caute un contact favorit prin dublu click. Noul iOS 8 aduce și o nouă versiune de tastatură, QuickType, ce permite auto-suggestions prin intermediul interfeței predictive. O altă funcție interesantă este Continuity, care îți permite, de exemplu, să preiei apelurile de pe iPhone direct pe calculatorul tău Mac prin microfon și boxe. Aplicația Health va monitoriza toate informațiile privind starea ta de sănătate, iar dacă ai probleme medicale, vei putea folosi HealthKit, o aplicație care îți face legătura cu instituția medicală unde ai abonament. Iar cu Family Sharing vei putea împărtăși fotografiile, filmele și celelalte date cu ceilalți utilizatori de produse Apple din casă, informațiile fiind sincronizate automat. În noul iOS 8, Siri poate fi activat mult mai ușor, doar prin simpla adresare Hey Siri! În plus, recunoaște piesele audio pe care le asculți prin Shazam și îți va permite să cumperi conținut de pe iTunes.